Bine v-am găsit, oameni buni. Când spui Thierry Henry, spui Arsenal. Cu toate că el a câștigat Champions League cu Barcelona, n-a reușit această performanță cu Arsenal, a reușit doar o finală pierdută în fața Barcelonei, dar totuși la Arsenal s-a lipit acolo de acest club și de performanțele reușite în acea perioadă, pentru că Thierry Henry a jucat cel mai mult acolo și acolo a reușit să arate lumii ce știe. E campion mondial, e campion european cu naționala Franței, dar astăzi vorbim despre impactul lui în Premier League. Și în Premier League a fost starul lui Arsenal Londra, un copil al lui Arsene Wenger, venit, mă rog, crescut și a ajuns în fotbalul mare prin filiera Monaco. Împreună cu Ilie și Florin, despre Thierry Henry, un super goalgetter, cred că și un super coechipier, nu știu, n-am împărțit vestiarul, dar așa pare, mai ales acum după ce s-a retras și îl mai vedem pe la emisiunile televiziunilor britanice. Florin, cu ce ai rămas tu, cu ce imagine ai rămas de la Thierry Henry? De la Henry... Vorbeam la Didier Drogba, că îl vezi așa, când te gândești la el, îl vezi în albastru. Pe Thierry Henry îl vezi alb-roșu, asta e clar. Da, îl vezi alb-roșu și era o încântare să-l vezi pe Henry. Absolut o încântare. Un jucător care dădea impresia că fotbalul e atât de ușor pentru el. Tripla cu o lejeritate incredibilă. Avea toate calitățile, viteză, tehnică, dădea bine la poartă, finețe, niște execuții cum rar vezi și în fotbalul de astăzi. Absolut o încântare așa ca fotbalist. Se compară, poate să vorbim de generațiile care nu l-au văzut jucând. Am mai văzut comparații cu Mbappé. Cred că Mbappé are poate o viteză asemănătoare, dar trebuie să ne gândim la un Mbappé mult superior din punct de vedere tehnic și s-ar putea la viteză să-l depășească Mbappé. Nu știu, nu știu, oricum era... E mai exploziv Mbappé, în fine. Da, oricum, per total, un fotbalist incredibil. Sigur, face parte din acea generație invincible, am mai vorbit despre ei și când vorbeam de Bergkamp și mai sunt și alții în acea generație, a fost cea mai bună generație al lui Arsenal. Și el a fost cumva piesa principală din acea echipă al lui Wenger. A fost goalgetter, golden boot, cred că 4 ani la rând, adică a dominat campionatul din punctul ăsta de vedere. Cred că în anul în care au câștigat titlul și n-au pierdut niciun meci, s-a apropiat undeva de 40 de goluri pe sezon. Adică vorbim de un fotbalist incredibil. Deja prin Premier League, când depășești 20, e o super performanță. Dar apoi să mai ai și dublul numărului ăsta. Că tot vorbea Florin de Mbappé, mi se pare, nu știu, mult mai finuț, Henry, mai clasă. Altă clasă. Altă clasă, da. Poate că Mbappé are toate șansele să-i depășească toate performanțele lui Henry. Ce? Nu prea are. Ești de partea lui Mbappé aici? Nu să... Îmi place foarte mult Mbappé. E star, e complet, e tot așa un atlet desăvârșit. Revin la Henry, să ai statuie în față la Emirates, acolo la stadion, trebuie să-ți fi pus amprenta în jocul echipei, să fi făcut ceva extraordinar pentru clubul ăla. Da, e un jucător legendar, a intrat în istorie. Calitățile lui, nu știu, era o chestie de aia că tu ca fundaș sau ca mijlocaș puteai să închizi ochii și să o dai așa, spațiu liber. Că apărea Thierry Henry de undeva, dintr-o zonă de asta și apărea la finalizare. În afară de viteza asta extraordinară, mie mi se părea și un jucător cu o tehnică superioară în regim de viteză fantastică. Și execuții, că până la urmă ca să poți să dai goluri, poți să ai, știi cum e, că poți să fii în zestrau calitatea asta, viteză nativă, dar trebuie să stai să ai și execuții, să fii un marcator la nivelul ăsta. Era un jucător cu, în ultimii 20 de metri, cu execuții de-astea senzaționale. Și ret interior, stâng, voleu, cap, dribling, cu spițul, cu latul, cu exteriorul, cu tot. Nu, e un nou desăvârșit. Și mai e o chestie, că la Barcelona a jucat extremă stângă. Apropo, da?
Și chiar am văzut... Și n-a făcut-o rău. Îi spunea că și Guardiola tot așa îi spunea să aibă răbdare, să stea, să cumva să poziționeze adversarul sus în bandă, să stea să păstreze lățimea, trebuie să, adică să desfacă adversarul prin poziționare, să-l fixeze și că pe, în anumite momente să plece de acolo, să apară la finalizare, să ceară mingea în profunzime sau să intre în combinații. Și credea că cumva nu participă foarte mult la joc și încet, încet când s-a încadrat și a înțeles exact tot ceea ce înseamnă poziția asta lui în teren, a început să dea și un randament extraordinar. Dar prima dată el simțea ca jucător că e cumva, nu că marginalizat, că nu participă foarte mult, era obișnuit să fie tot timpul în... Da. Dar clar că până la urmă a câștigat Champions League, dar a pierdut o finală contra Barcei. Da, cu Arsenal. Și apropo de treaba asta cu poziția lui de la Barcelona, chiar a fost întrebat, că acum e într-o emisiune în Anglia, a fost întrebat de Mbappé, nu știu dacă știți. A fost întrebat de Mbappé, că a apăruse o discuție prin presa din Franța, că Mbappé n-ar fi mulțumit de poziția în care joacă, da. Și chiar amintea Henry de momentul când era la Barcelona și nu-i plăcea neapărat să joace în acea poziție, dar se sacrifica pentru binele echipei și asta e reproșat de fapt lui Mbappé, că nu face același lucru. Uite, vezi diferența între generații. Acum exact. mai rebel, nu accepti orice. Dar, sincer, la capitalul de simpatie, cred că a pierdut în ultima vreme Mbappé. Pare și da, cât s-a mai chinuit cu prelungirea contractului, mai cu o fiță 12 la națională. Mă rog, cel puțin într-o anumită parte a publicului, cred că și-a mai pierdut din capitalul de simpatie, lucru care nu cred că s-a întâmplat la Thierry Henry și exemplul pe care îl dai tu e edificator. Da, acum îl mai urmăresc și eu pe rețelele sociale și mai văd cât de haios este prin emisiunile de sport din Anglia. Interesant că... El a făcut chiar o emisiune specială apropo de poziția lui și punea pe dezvoltarea jocului cu... Îl punea, aici era Xavi, aici era Iniesta, care și aveau niște poziții fixe, adică, da, cu progresia fundașilor central, cu fundaș și lateral, în ce zone trebuia să stea, cu foarte, foarte mișto. Și el spunea că mă simțeam cumva că nu sunt în joc, că nu sunt activ, că pe mine mă punea să stau acolo. Dar în ultimii 20 de metri îți dai seama că își intra în rol și el, pentru că avea acea calitate. Dar comparația asta între cei doi, că e și asta o provocare... Mbappé poate să joace, Mbappé a jucat și în dreapta, adică... Cred că nu suntem mai nostalgici puțin, e mai pragmatic să vezi ăsta ce... Nu. Mbappé la 19 ani să fie campion mondial... De acord, dar aici e o chestiune de gust. Știi și... Adică dincolo de cifre. Și conjunctură. Stai că și Amaria a câștigat campionatul mondial, nu? A câștigat și el titlul mondial și titlul european, da. Și mai are o finală. Da, ideea este că... El a început și cumva va reuși să fie acolo în zona asta de... V-am zis, probabil că îl va depăși cu mult. Nu, e greu. Da, na, mai rămâne și Henry cu calitățile. Apropo, la Naționala Franței, cum era cuplul ăsta Henry Trezeguet? Pentru că iată, de exemplu, Henry trece pe la... Era în spatele lui Trezeguet sau în stânga. Trezeguet era 9-9. E adevărat, da. Henry juca cu Bergkamp, cel mai bun, mie mi s-a părut cel mai bun tandem acolo, Thierry Henry, Bergkamp, Dennis Bergkamp. De dincolo, la Arsenal, da. Da. Dar uite, a trecut și Henry pe la Juventus înainte să ajungă la Arsenal și asta, Trezeguet a făcut istorie, mă rog, la Juventus. Acum, bineînțeles, retrospectiv vorbind, te gândești, i s-a potrivit perfect Și a fost o afacere foarte bună pentru Arsenal. Adică Arsène Wenger a avut ochi extraordinari și pentru Vieira, care trecuse prin Anglia, prin Italia, și pentru Pires, și pentru Anelka, și pentru Thierry Henry. Da, bine, n-a stat mult la Juventus. Bănuiesc că Wengerul, cum îl știa după la Monaco, avea probabil ochii puși pe el, doar avea că aștepta momentul să-l ia la Arsenal. O să vorbim la un moment dat și despre Patrick Vieira. Deocamdată astăzi am vorbit despre un mare star al lui Arsenal, care a schimbat campionatul la un moment dat și a făcut performanță și la Barcelona.
și și-a reconfirmat valoarea, indiferent de postul pe care este pus să joace. Până data viitoare, numai bine, ne vom revedea atunci cu, ne vom reîntâlni atunci cu un alt star, o altă legendă Premier League.